Da! Se vede? Bă, dar multă lume mi-a mai zis de, adică mulți au zis de Marlboro taci. Gata! Hai că fac acum. Eu oricum am o listă întreagă aici de... Adică tot ce s-a scris, tot ce s-a spus, eu am scris. Stai cu te acum. Care s-au făcut, le am aici toate. Kent 100 l-am făcut, nu l-am pus. Winston Roșu l-am făcut, nu l-am pus. Camel scurtul. Vine mea, vorbim după aia. Despre... Da! Marlboro Touch Plus, Marlboro Touch XL, albastru. Cred. Și Camelul, am făcut din nou un review la Camelul adevăratul, frate. Ăla adevăratul, ăla de la 26 de lei jumate, nu ăla care a 23 de lei, care practic o versiune mai nouă, mai ieftină. Ăla adevăratul, clasicul ăla. Eu am greșit prima dată. Aia e, o să apară. Hai că fac acum la asta, ai... Vine Paștele. Ce pot zic, că nu o să fac la cozonaci? Și la mănăstiri și la lumânări fac la aceștiu mai bine, la țigărușe. Băi frate, multă lume m-a mai cerut. Adică multă lume că au cerut sau a cerut treaba asta, da? Cu Marlboro Touch Plus XL, nu, XL ăsta albastru. Bă, cred că e corect, că mă uitam cu omul ăla, am dat tot în dea scurt și nu știam unde scrie XL, unde scrie frate XL-ul. Și pe mama mi-a zis, dăm câteva pachete de acolo, albastre, și ăsta l-am văzut. Mi-aduc aminte, mi-a dat unul mai scurt, scrie ce XL, unde scrie, frate, nu scria, săracul. Și după aia mi-a dat unul, fin, s-a rezolvat, gata. Deci, hai să apuc de treabă, multă vorbărie, puțină țigară. Pac! Băi, să fiu sincer, ți-o spun acum sincer. Din ce și mi-amintesc eu, am fumat acum câțiva ani, Marlboro din asta, și l-am avut în mașină vreo 7-8 luni de zile pentru că nu-mi plăcea. Nu înseamnă că e nasoală țigara, nu înseamnă că e așa, nu-i gustul meu. Acum am înțeles că poate să fie... Hai! Poate să fie, se vede? Cred că se vede. Asta ai. Oh, da. Albastru, așa. Stai. Hai că se pare așa. Un profesionist! Hai. Bate lumina asta. Bă, n-am filmator, frate. N-am filmatorul aici. Nu-l am și... Filmez și eu, fumez ca băieți adevărați în casă. Țigara arată... Deci, în comparație cu... Mă, arată... Mie îmi place. Bă, contează mult pentru mine țigara cum arată. Mie îmi place. Am fumat Winchester-ul ăla. Mamă, să mor dacă te mi-dita mai Strujanu. Camelul ăsta nou. Ăsta nou. Ăla vechi, cum a venit la 26 jumate, originalul, adevăratul, care e lung, ci că nu se fac scurte. Bă, Dita Maestrujanu și țărănesc, așa. Dar ăsta e finuț, așa, lung și finuț. Ia, uite-l. Nu mai căuta mie căpățâna de cameră. Ia, uite, cu filtru, cu n-are bortă, n-are gaură. Haide. Cred că se vede, da? Tot îmi caută mie căpățâna asta, ia. Hai, mă dă la o parte, așa. Haide! Uite-l, bă, băiatul, ce îmi face suletele astea. Bă, cred că se înțelege, da? E lung. Marlboro Touch scrie aici. Bă, îmi place cum arată filtrul, să știi. Îmi place. Contează foarte mult. Îți dai seama și cum te gândești. Cum arată țigara, contează și cum o fumezi, nu? Să-ți placă. Ai văzut că și ăștia cum lucrează la culori, la tot felul de astea, de marketing. Să-ți placă și cum arată. Chiar îmi place cum arată țigara asta. Hai! Că e prea multă vorbărie pe aici. N-am eu acum filmatorul ca aș filma afară, când place mult afară, mă simt mai bine, eu stare de bine, un călduroi afară să mor dacă nu, e grav rău. Sunt 40 de grade. Hai! Bă, îmi plac. Știam că nu-mi plac. Am mai să chiar îmi plac astea. Nu stragi foarte greu din ele. Ideea este că, cum ar veni așa, m-aș putea obișnui cu ele. Că sunt unele țigări ce am fumat eu, că îți dau așa o comparație, ce am mai fumat și o să le pun. Uite, Kent 100 nu-i genul meu. Ce mai fost? Winchester, în niciun caz nu-i genul meu. Fumul la greoi. Și clasic, așa, fum tutunul la clasic, așa, gustul de clasic. Ce mai fumat eu, ce nu mi-a plăcut? Dacă nu mă știu, Winston Roșu, nu mi-a plăcut. O să apară videole la alte.
Dar asta e acum, hai că-l pun acum. Că e Paștele. Bă, îmi plac. Și cum sunt astea? E ca și cum poți să faci o trecere la ce fumezi eu, Kent 6 ăla. Și să spune că poți să mai fumezi, uite, Winston Castor am fumat ieri, am fost ieri pe cea flow. Mereu, așa, vorbărie între fumuri. Bă, frate, am fost pe cea flow. Mereu, e a cincea oară când merg pe cea flow, pe vârful toaca. Mereu m-am jurat că nu mai merg în viața mea. E prea greu. Bă, ori am făcut 5 ore, bă, până în vârf, bă, 5 ore, am crezut că nebunesc. M-am jurat că nu mai merg niciodată și ar am mers. Și am fumat un Winston Castor pe munte. Bă, ce bun era să fac un review. Un pachet de țigări, ceva. Îți spun, astea pot să fac trecerea foarte ușor de la Kent 6, care îl fumez. Nu simt nici pe gâtleș că mă deranjează. Pe birigată. Pe glandă. Spun băieții la țară la mine. Nu mă deranjează. Și nici căpățâna nu mă ia. Bă, apropo, ieri m-a luat căpățâna, dar acum și de la presiunea aia și de la efort. Și am fumat un Winston Castor, bă, ce durere de cap am luat după vreo 7-8 țigări. Nu mai scăpam de ea, frate, trebuie să mă culc ca să-mi treacă. Bă, sunt bune, mă, mie îmi plac. Am mult ce mai serios, chiar îmi plac. Acum asta e prima țigară, știi? Nu știu acum, după 2-3 țigări. Pot face trecerea, știi cum e aici? M-aș putea obișnui cu noile țigări astea, adică de la Kent 6 să trec, să fac trecerea către Marlboro Touch. Nu știu acum cel scurt cum e. Chiar îmi plac. Chiar îmi plac. Am o ce mai serios. Contează mult și când faci cum arată țigara. Distrujeanul ăsta, cum a venit, nu e distrujean. N-am acum, uite, că nu le-am în altă parte. Îți arăt eu, strujile adevărați. Să mor dacă ne te mint. La Winston Cast, la Winston, auzi, la Winchester, bă, băiatul, dita mai mă tărânga să mor dacă nu arată așa mai vintage, mai pic, mai ca pe vremuri. Îmi place mă arată țigara și cred că și asta contează. Da, frate, îmi plac asta, chiar îmi plac. Ar putea fuma, singura chestie este că simt așa că nu pot să, parcă nu trag atât de plin fumul ăla, dar m-ar putea obișnui. Ba da. E ok, ok. Chiar e ok. Chiar e ok. Chiar îmi plac. Ca și notă, cum a venit Kent 6 10, ăsta ar fi un 9. Fix 9, cam așa, 9. De ce? Pentru că poți face trecerea de la ăla în partea asta destul de ușor. Băi! Am fumat în casă ca băieții. Am deschis geamul, le-am deschis aia. Hai, ne auzim, băi, frate, ne auzim și... Paști fericiți se spune, din astea, Paști fericiți, sărbători fericiți. La mine a fost, că-s catolic, la mine a fost. Din păcate, a fost, aia e, m-am bucurat atunci când a fost. Poate mă bucur și acum. Hai, ne auzim, pa!